Un grav accident de circulație a avut loc astăzi la ieșirea din Salăun spre Cluj. Conducătorul unui autoturism a pierdut controlul direcției și a intrat într-un cap de pod. Conducătorul auto a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au sosit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj pentru luarea măsurilor de prevenire împotriva unui eventual incendiu. Un grav accident de circulație s-a petrecut, doamnelor și domnilor, în urmă cu puțin timp la ieșirea din municipiul Zalău spre Cluj-Napoca, atunci când pasagerul unei mașini practic a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a intrat într-un cap de pod, situație în care s-a răsturnat și a ajuns, după cum se poate vedea și în spatele meu, răsturnat. Din păcate, conducătorul auto a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă nu a fost nevoie de internarea sa, cel puțin deocamdată. Pompierii sosiți la fața locului au luat toate măsurile astfel încât să fie prevenită o eventuală explozie, iar traficul rutier a fost dirijat pe un singur sens minute în șir. Pompierii și polițiștii au intervenit de urgență. Detașamentul de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Stații de Urgență a fost solicitat să intervină la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Zalău. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că victima era scoasă din autoturism, nefiind necesară descarcerarea ei. Potrivit martorilor, conducătorul auto venea dinspre Cluj-Napoca, având mașina încărcată cu fructe de pădure. Minute în șir, traficul a fost deviat pe un singur sens.